UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Airone SC. Este o ediție dedicată accesării fondurilor europene. Mă bucur să știu că și de data aceasta urmăriți cu atenție agricultura la raport. Așa cum știu telespectatorii noștri, discutăm despre bani, despre finanțare, despre oportunitățile pe care le aveți dumneavoastră ca și fermieri, ca și beneficiari de fonduri europene. Și pentru această dezbatere, pentru această discuție, am invitat alături de mine doi consultanți. Îi salut și vreau să le mulțumesc totodată domnilor Cosmin Măglaș, consultant din județul Cluj. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și, nu în ultimul rând, domnul Cristian Găină, consultant din județul Timiș. Mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara dumneavoastră, tuturor invitațiilor și cu drag de fiecare dată. Domnilor, haideți să discutăm în primul rând despre oportunitățile pe care le au telespectatorii noștri. Și când spun oportunități, mă gândesc la microgranturi, liniile de finanțare care se vor deschide. Și aș vrea să le explicăm celor care au depus sau urmează să depună programe, proiecte, la ce ar trebui să se așteaptă. După o să vorbim, bineînțeles, și despre spețele personalizate în funcție de cazurile pe care ni le trimit telespectatorii noștri. Da? Pentru a ne auzi și a ne vedea cu cei de acasă, avem la dispoziție pagina de Facebook AgroTV. Acolo așteptăm întrebări, mesaje de la telespectatori și, bineînțeles, că și la numărul de telefon afișat pe ecran. Le reamintesc potențialilor beneficiari că vorbim de un telefon cu tarif normal, 031-405-2800. Încep cu domnul Măglaș și apoi merg și la domnul Găină. Vă rog, domnul Măglaș. Da, mulțumesc. Este un an plin de fonduri pentru cei care lucrează în agricultură. Sper că vor fi și mai multe dacă AFIR va operaționaliza repede viitorul PNS. Deocamdată vorbim despre microgranturi și granturi pentru capital de lucru în domeniul agriculturii și a procesării produselor agricole. Granturi care se vor depune începând din data de 26 și 27 până în data de 31 mai. Astăzi, la ora 18, dacă nu mă înșel, s-a publicat și procedura de depunere a acestor microproiecte, dacă este să le spunem așa, și implementarea, care prevede și modul de implementare a acestora, precum și modul de funcționare a platformei. Deocamdată platforma de depunere, granturi.imm.gov.ro, este setată astfel încât de mâine este recomandat ca de mâine să se încarce declarațiile și celelalte formulare ale celor care doresc să participe la acest col de granturi. Și poi mâine dimineață va fi click viteză, ceea ce spuneam și cu alte ocazii. Cine depune primul primește fonduri, cine întârzie 5 minute nu mai primește, din păcate. Sper că cei care merită cu adevărat, adică agricultorii, să apuce cu toții să depună câteva proiecte. Nu sunt sigur de acest lucru. Eu cred că niciun consultant nu va putea depune mai mult de 2 proiecte pe granturile de capital de lucru. Da, e o condiție practic obligatorie pentru a putea primi finanțare. Cu siguranță că nu e justă, dar asta e procedura. De ce s-a ajuns la ea? Ca să le explicăm și celor de acasă de ce au hotărât cei care urmează să finanțeze aceste proiecte să aleagă această metodă de departajare, primul venit, primul servit, altfel spus. Vă rog. Dacă mă întrebați tot pe mine, cred că viteza cu care trebuie să se deruleze programele în ultimul timp i-a determinat. Problema este că nu avem predictibilitate și atunci, deși acest program putea să fie lansat poate din aprilie, poate din februarie, noi nu am avut această predictibilitate, nu am știut ce fel de programe să pregătim. După cum vedem, nici platforma de granturi nu este disponibilă pentru depunere, pentru încărcare. Și cu siguranță acesta a fost principalul motiv.
Un alt motiv este că din ce în ce mai mult statul se îndreaptă, vorbim de instituțiile statului, se îndreaptă spre a-și face simplă munca, da? Departajăm pe primul venit, primul servit, fără să conteze calitatea și necesitatea celui care accesează fonduri. Nu spun că este cel mai bine, nu spun că este cel mai rău, cu siguranță se puteau găsi alte soluții dacă se luau măsuri din timp. Da, întrebare valabilă pentru ambii consultanți. Există pericolul de a pierde această finanțare? Asta a fost un motiv pentru care s-a decis să se iau astfel de măsură, domnul Găină? Da, mulțumesc. Aș intra un pic pe subiect de la început, în completarea colegului. Este o măsură care nu este din programul de dezvoltare, doar sectorul este pentru agricultură și sectorul agroindustrial. Este o procedură tip POCU, făcută de MIP, o procedură care nu are istoric în România, pentru că COVID-ul nu are istoric niciunde. O procedură care este pe repede înainte, pentru că s-a dormit foarte mult pe modul în care noi putem să ajutăm în sectorul pe care noi acum vrem să-l finanțăm, plecat cumva de la evidența impactului negativ pe cifra de afaceri în acești ultimi 3 ani. Analiza a arătat că undeva la 15% este valoarea reală de piață care s-a pierdut. Totuși, agricultura nu a fost atât de afectată, nu discutăm de Horeca, discutăm de întregul sector agricol, după cum bine știți. Procedura primul venit, primul servit nu dă valoare calității. Este evident. Viteza de mână nu înseamnă nevoia reală de capital. Au fost discuții săptămâna asta și știu sigur, în cadrul Ministerului, să găsească și o formulă de calcul de prorată, adică să lasă depunerile să decurgă în 2-3 zile, ca să nu există o presiune asupra modului în care introduci date, pentru că dacă e să fac o paranteză și am să revin la ea, tot ce depunem noi acum există dată. Deci noi nu venim cu nicio noutate, domnul Ghinea. Noi ca și consultanți nu suntem decât niște operatori de calculator acum. Buletin, informație, ORC și codul ca să le ia de pe finanțe se poate rezolva de un soft integrat care dădea toate aceste detalii până la cea mai mică informație. Noi suntem absolut în plus în această poveste, respectând procedura care a fost pusă la punct. Discuția este că nu există buget pentru toți, este estimat pe fiecare categorie în parte undeva la 10.000 de potențial beneficiari și de aici începe modelul de loterie. Dacă tot nu avem la toți, hai să vedem care este primul care ajunge la ei. Nu este o metodă competitivă, nu este niciuna de calitate și nici nu produce efecte în termen mediu și lung, dar trebuie să știm foarte bine că statistic undeva tot din 10, 12, 15% din întreaga nevoie pe fiecare sector poate fi finanțată din fonduri publice, celelalte 85-90% din fonduri se duc pe zona bancară, se duc pe zona de leasing, din venituri proprii. Deci nu este nicio noutate. De fiecare dată pe noi ne cuprinde emoția, dar pe fond suntem tot acolo. Pentru că da, mă gândesc doar să fie mulți nemulțumiți și pe bună dreptate. Că oamenii dacă finanțăm unul din 10, e evident că unul va fi mulțumit și nouă nemulțumiți. Asta se întâmplă de 20 de ani încoace, pentru că nevoia reală de finanțare întotdeauna este mai mare decât sursa. Uitați-vă la bugetul național, uitați-vă în orice, nu există bani pentru toată lumea. Diferența este că noi nu finanțăm cu adevărat calitatea, adică cel care merită să fie acel 1 din 10, ci nu punem nicio amprentă pe meritul celui care primește versus cei care nu primesc. Singurul merit este că ai consultantul care este, introduce primul sistem versus al doilea și al treilea. Deci este absolut destin, ca să nu spun altceva. Nu ăsta este fundamentul. Indiferent câți bani avem, cred că ar fi trebuit să avem niște criterii prin care, minimale, prin care definim lucrurile care sunt necesare. Eu aș fi definit în această măsură, așa minimal, investițiile în active, o prioritate versus investițiile în cash flow și în cheltuieli curente, care practic nu rezolvă nimic. Celelalte
creau durabilitate sau investiție în verde, avea modelul 411 care se pare că va apărea și puteam să împrumutăm niște criterii. Altfel doar să punem datele fiscale, o cifră de afacere care vine de la sine și se calculează automat și colegul probabil că știe, acum dacă intri în sistem este zero și spune jos că nu există nicio problemă că e zero, că oricum sistemul va prelua de undeva cumva. Mai ales că noi în seara asta discutăm, mai avem joi și vineri sunt cele două sesiuni, una de microgranturi și vineri de capital de lucru, avem 24 de ore și abia acum dăm drumul la proceduri. Ce pregătire putem să spunem că avem pentru această sesiune? Niciuna. Este pe repede înainte, pe cine prinde, prinde, cine nu prinde, nu prinde. Și evident, domnul Ghinea, că frustrarea nu este cel care nu primește, știe de ce nu primește, ci cel care nu primește, habar n-are de ce nu primește. Asta este problema care îl apasă pe cel care nu primește, că n-are niciun motiv. Nu are nicio explicație logică a faptului că trebuia să fie mai bun, trebuia să facă un proiect mai bun, trebuia să facă ceva în plus să contribuie la un mecanism prin care el să fie definitiv. Nu, este doar cine bagă lui primul datele într-un calculator și de dacă mai repede enter. Da, dacă are noroc să aibă și internet, să nu se blocheze internetul, dacă are noroc să nu blocheze alții cu niște softuri și așa mai departe. Este un șir întreg de vulnerabilități pe care omul le simte că sunt potriva lui natural. De aceea se poate exprima într-un mod de nemulțumire, pentru că el nu are nicio posibilitate să controleze un mecanism în care este complet vulnerabil, de la introducere până la modelul ce net are consultantul sau ce net are la casă sau cum îi pică rețeaua și așa mai departe. Nu astea sunt elementele definitorii a unui program. Elementele definitorii trebuie au definite ce face omul cu banii și cum gestionează, cum optimizează. Nu cum ajunge la caserie în momentul ăsta digital, ca să o spunem așa. Dar asta este... Nu e prima și se pare că nici ultima din aceste... Lucrați cu materialul clientului, cum spunea cineva odată. Da, haideți să luăm și noi 10 secunde de publicitate și după ne reîntoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Am revenit în direct, doamnul și domnul, aici la Agricultura, la Raport. Să știți că și telespectatorii noștri sunt de acord cu invitații. Jimmy Butusina, un criteriu prostesc, tipic românesc, primul venit, primul servit, o tâmpenie. Doar la noi este așa ceva posibil. Sunt ferme de 8.000 de hectare împărțite în 5 societăți. Dacă toate cele 5 societăți sunt acceptate, ceilalți ce fac? O rușine. Primul venit, primul servit, ca la coadă, la pulpe de pui în comunism. Cam astea sunt părerile telespectatorilor noștri pe acest subiect și sigur că nu e de râs, nu e de zâmbit, e mai degrabă de tras un semnal de alarmă, dumneavoastră faceți lucrul ăsta, la fel procedăm și noi, ar trebui cel puțin de aici încolo să apară alte criterii de departajare, iar lucrurile să fie pregătite mult mai din timp. Ce ar mai fi de spus, de acoperit ca și subiect? Nu de alta, dar vreau să mai luăm și mesaje de la telespectatori. Vă rog. Eu o să vă avansez o problemă pe care cu siguranță colegul o cunoaște și este la fel și la dumnealor ca și la noi și telespectatorii cu siguranță o văd. Fiecare consultant sau fiecare deponent până la urmă, pentru că nu ne este neapărat să fii consultant, foarte mulți contabili vor depune aceste granturi de capital de lucru și microgranturi în agricultură, cum s-a întâmplat și cu măsura 1 și măsura 2. Problema este că toți încercăm să ne maximizăm ceea ce înseamnă profitul nostru sau venitul nostru, da? Eu nu pot să aleg între un client care va încasa 5.000 de euro ca și grant de capital de lucru și un client care va încasa 120.000 de euro, adică valoarea maximă a grantului. În mod evident, pentru a-mi crește mie șansele, tind să depun cele mai mari proiecte primele, da? Și restul Dumnezeu cu mila. De ce? Pentru că eu sunt responsabil de ceea ce se întâmplă și în firma mea, da? Deci fiecare dintre noi avem aceeași problemă, este o problemă morală, dar care nu are rezolvare în acest moment. Ce se întâmplă? Practic se va aplica proverbul românesc, banul la ban trage. Clienții cei mai mari, adică societățile agricole cele mai mari, vor avea și de data aceasta acces la finanțare, mai, într-un grad mai ridicat,
decât societățile mai mici sau care în 2019 au avut o cifră de afaceri mai mică. Aș vrea să îi încurajez pe cei care nu sunt la acest nivel maxim să depună cât de mult pot în mod individual. Vă întreabă un telespectator, Flaviu Strică, un consultant, câte proiecte are voie să încarce? Are voie să încarce 100 dacă poate, dacă apucă. Dar eu zic că eu am preconizat că echipa noastră, pot să vorbesc doar pentru echipa noastră, va încărca maxim 2 la capital de lucru și maxim 6 sau 7 la granturile, la microgranturile de 5.000 de euro pentru PFA. Asta este o estimare proprie. Nu pot, s-ar putea să fie și aceasta optimistă. Bun, mai scriu telespectatorii. Iertați-mă, domnul Găină, și o să... S-a mai făcut câteva clarificări acum pe ultima 100 de metri. Așa. Declarația de încadrare IMM-ului, că spunea colegul că sunt companii sau grupuri de companii care probabil că reușesc să-și pună 5 angajați, care sunt mari, pot să-și le depună și singuri. E vorba de acum de evaluarea întreprinderei unice, este o declarație prin care se evaluează să nu fie legată partenere și cumva accesul lor va fi limitat totuși în 120.000 de euro, indiferent de cifrele colosale care le pot avea în 2019. Cumva există acest tip de plafon la nivel de grup. Sunt câteva lucruri care cred că e mai degrabă de contabil sau de oameni din firmă decât de un consultant. Ce discutăm acum nu este meserie de consultant, nu este misiune de consultanță, sunt doar introducerea câteva informații absolut reale pe care sistemul le procesează și îți validează informațiile respective. Ideea de bază este că ajutorul în sine este binevenit. Da, vor prinde cei care vor avea, știu eu, un mecanism de a-și depune proprii. Consultantul și la noi, nu avem de gând să depunem mai mult de două proiecte pe consultant, datorită timingului, tu poți să depui până în 31 mai, platforma va fi deschisă, dar la 10.000 de cereri care vor intra în zona de prioritizare, nici n-are rost să te gândești la jumătate de oră sau după două ore, pentru că acolo vor fi 20, 30, 50.000 de locul 50.000, ca tare puțin probabil să mai prinzi în zona de succes acest capital de lucru. Eu sper, sunt niște bani acum, nu trebuie să fie pierduți, sper într-o filtrare mai corectă a celor care îi gestionează, pentru că altfel, prin aceste mecanisme, nici nu mai educăm cei care ne doresc banii să facă valoare, ci facem doar să fie mai rapizi, ceea ce nu înseamnă totdeauna lucru corect. Noi prin banii ăștia trebuie să creăm filtre și să creăm modele. Nu cred că vom avea aici modele de bună funcțiune, ci vom avea modele de rapiditate de aplicare. Dacă vreți să vă discutăm la rece, digitalizarea nu asta înseamnă. Nu este cine mai repede, mai repede din degete, ci întreg mecanismul care stătea la bază trebuie să dea informația corectă și evaluarea să fie absolut normală dintr-un mecanism care preia informația, nu să ne jucăm noi de-a stăpânii unei tastaturi timp de 5 minute. Dar, bun, haideți să mai luăm câteva mesaje de la telespectatori. Același Jimmy Butusina scrie următoarele, ne scrie, este un criteriu medieval, îmi imaginez cum aruncau banii pe jos și prostimea se bătea care să adune cei mai mulți. Acest exemplu îmi vine în minte acum. Leonida Vărzaru, doresc o lămurire privitoare la microgranturi. Astfel, un criteriu de eligibilitate spune că proiectele / activitățile pentru care se solicită finanțare nu au beneficiat de finanțare din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani, înainte de data depunerii cererii de finanțare. Întrebările sunt: prima, prin programul Tomata sau Usturoiul nu s-au accesat fonduri publice? 2. Subvenția pe suprafață nu este din fonduri publice și din banii Uniunii Europene? Și a treia întrebare, cei care au accesat măsura 21 mai sunt eligibili pentru microgranturi? Nu are nicio legătură.
ce spune domnul cu microgranturile respective. Aici discutăm de niște pachete speciale pe COVID, care sunt plafonate 345 pentru agricultură, 226.000 de euro pentru FEP și aproape 2 milioane pentru industrie și nu intră în incompatibilitate cu alte scheme de ajutor de stat. Vorbim doar de cele COVID, fosta măsură 2, fosta Horeca, sunt altele care cumva au putut fi accesate. Deci nu vorbim de pilonul 1, pilonul 2, alt fond european care funcționează în mecanismul respectiv sau alte granturi. Oricum, dacă vă uitați pe plafoane, aici avem 120.000 de euro și plafonul integrat pentru industrie 345. Deci ar fi nonsens să spunem că putem defini un risc să nu depun aici când plafonul pe unitatea de economică este de 3 ori cât este plafonul maxim aici de 120.000 de euro. Deci e clar că nu intră acele tipuri de subvenții. Bun, ce ar mai fi de completat, de adăugat? Din păcate, trebuie în acest moment, despre aceasta nu. Trebuie să joace șansa, e de completat. Să aștepte măsura 411, care va veni din nou, este din nou înviată. Această măsură cred că o să fie mai îngropată și mai înviată decât Hristos în ultimele calendare, când apare, când dispare. Sperăm să acum că apare, să o și dăm în piață. Și întreaga agricultură este vulnerabilă, domnul Ghinea. Ei trebuie să urmărească și să-și creeze un mental, să-și găsească totdeauna un instrument financiar prin care să-și optimizeze anumite tipuri de investiții. Este Agro-IMM Invest, sunt diferite granturi care nu înseamnă doar nerambursabili, ci înseamnă și alte tipuri de facilități aferente la dobândă, pentru că vedeți că dobânzile o iau un pic în sus și generează un grad de încărcare pe cash flow și grand de datorare a companiei. Trebuie să se ajusteze la tot ce înseamnă investiție și oportunitatea ei de a o duce în momentul în care alte fonduri vin, pentru că vine PNS-ul. Veste bună este că va veni și măsura de pomicultură. Asta cred că este vestea serii. Până la urmă, ce am discutat noi aici a găsit ecou până la nivelul ministerului și am înțeles că se lucrează la o variantă simplificată din perspectiva modului în care investițiile vor fi calate pe zona de achiziții de utilaje, să nu intrăm într-o procedură complexă, să avem riscul dezangajării, și pe partea de pepiniere absolut obligatorie ca material care să dea maturitate proiectelor viitoare. Așteptăm cu nerăbdare și aceste lucruri și iată că lucrurile se organizează pas cu pas. Bun, vă propun atât dumneavoastră cât și telespectatorilor să luăm un răgaz, o scurtă pauză de publicitate. Între timp, cei de acasă, e bine să ne trimită întrebări, mesaje la aceeași pagină de Facebook Agro TV, pentru că suntem în direct acolo, suntem live pe Facebook-ul de Agro TV. După câteva minute de publicitate vom da curs mesajelor venite de la telespectatorii noștri, indiferent că fac trimitere la măsurile 6.2, 6.1, 6.3 și așa mai departe. Invitații mei sunt aici pentru a vă clarifica toate nelămuririle pe care le aveți în clipa de față. Așadar, pauză de publicitate, după ne revedem și ne reauzim aici la Agricultura la Raport.